În cursul zilei de astăzi, polițiștii secției Strehaia au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 38 de ani din Comuna Bucleș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de amenințare. În data de 15 aprilie anul acesta, persoana în cauza ar fi folosit un pistol ca mijloc de intimidare, în urma unei altercații împotriva unui bărbat în vârstă de 58 de ani din aceeași localitate, faptă care a creat persoanei vătămate o stare permanentă de frică. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat o armă cu bile, un pistol metalic, bunuri deținute fără a respecta legislația. În această dimineață, poliții și secției Poliției Rurale Strihaia au pus în executare un mandat de percheziție domiciliare la locuința unui bărbat de 38 de ani din localitatea Bucleș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de amenințare. Din probatoriu administrat s-a stabilit că persoana în cauză, la data de 15 aprilie anul curent, ar fi folosit un pistol ca mijloc de amenințare asupra unui bărbat de 58 de ani în aceeași localitate, faptă care i-a creat persoanei vătămate o stare permanentă de temere. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor un pistol metalic, un pistol cu bile, 14 tuburi de cartuș goale, și un glonț, bunuri deținute fără a respecta legislația vigoare. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.